mașinile voastre acum scorul din cealaltă finală a grupului. În vedere fiere trebuie să spunem, e 7-6 și 2-0. Și 2-0 pentru... Yeah.
se pare. Uriașe ca valoare pe identități. Zice că, până la urmă, dacă în fond să ne gândim, supremația civilă în India s-a fost pusă la îndoială de cel puțin 3 jucătoare numai în acest turneu de la Brisbane. Ea nu a fost într-o dispută la distanță cu Navi, care a câștigat un nou de la Shenzhen, sau cu sora ei, Venus, poate chiar cu Ana Ivanovici, care a câștigat un nou de la Auckland. Dar în semifinală, contra Marie Sharapova, Rusoaica a jucat foarte bine secolul al doilea. Silina a avut nevoie de mare șansă pentru a câștiga la tie-break. Aici, Azarenka i-a pus... Foarte multe cadou. Da, da, sigur, și i-a pus în pericol victoria. La Iancovic, într-o dispută indirectă, care a luat un set cu 6-1 victorie a Zarenka și a stat 3 seturi cu Bielorusa în teren, condițiile în care iată ce face acum Bobby Vasile Williams. Iancovic, Sharapova și Zarenka. Cel mai bun tenis de putință pentru Sirina Williams în ultimele 3 competiții de precedent. Acolo, Sirina a fost 100%, a fost nivelul ei maxim. Pentru că Azarenka s-a agățat de fiecare punct, s-a apărat cu ritmul din ar. Trebuie să spunem că a plecat de competiție. Thank you.
Un român a fost amendat cu 500 de lei după ce și-a arătat mândria de a fi român. Bărbatul din Sfântul Gheorghe a fost sancționat de poliția locală pentru că de Ziua Națională a României a urcat pe o scenă amplasată în centrul orașului și a fluturat drapelul țării. După ce a asistat la manifestările de 1 decembrie din Piața Libertății, bărbatul a intrat împreună cu familia într-un local pentru a bea un ceai cald. A petrecut acolo peste 2 ore, iar înainte să plece acasă a vrut să le transmită spectatorilor un mesaj de Ziua Națională. Era o scenă, am zis că e ceva normal, pentru 1 decembrie nu era absolut nimeni pe scenă. Am urcat pe scenă, aveam steagul cu mine că era de la manifestarea de la ora de la prânz. Am fluturat, am strigat în gura mare cât am putut la mulți ani România, a venit poliția locală, m-au luat pe sus. Bărbatul nu știa însă că scena nu mai este destinată spectacolului de 1 decembrie, ci altui eveniment. A urcat fără drept pe scena amplasată în Piața Libertății pentru desfășurarea manifestării culturale-religioase organizate cu ocazia Adventului, unde fluturând un steag al României s-a adresat participanților cu afirmația "Aici e pământ românesc", fapt ce a provocat indignarea cetățenilor, tulburând astfel ordinea și liniștea publică, a notat poliția locală în procesul verbal care i-a fost lipit bărbatului pe poartă câteva zile mai târziu. Toți care treceau pe acolo putea să citească ce am făcut eu și cine sunt și tot. Nu eram nici băut. Nu sunt nici extremist, am prieteni maghiari o grămadă, pur și simplu mă bucuram de 1 decembrie. Bărbatul susține că va contesta amenda pentru că n-ar fi singurul român care a fluturat steagul de Ziua Națională. Last but not least, it's a big welcome for one of Australia's all-time greats, Yvonne Billabong Crawley. It's my pleasure now to invite Dan Stuckey to say a few words. Thank you so much, Todd, and what a fantastic start to the summer season of tennis here with the Brisbane International and the Taskmaster Arena. As a key leader to the Australian Open, this year we have seen top players from around the world race our courts here, and what a spectacle we have seen today. On behalf of the Newman government, I would like to congratulate the organisers, the players, the stars here on court as well, and of course to you, the fans, who have made this such an exhilarating tournament for us all week. Of course, it is thank you to you, and of course it is fitting to congratulate these two female champions who have on board here today, Serena Williams and Victoria Azarenka. And there can only be one winner, and once again this year, it is a pleasure, of course, to congratulate Serena. Events like this bring visitors to our fair shores to enjoy our very pleasant summer here in our fair city of Brisbane. Thank you, Jan. Don't go too far away, because I'm going to ask you now to present the runner-up tonight with her trophy, Victoria Azarenka. Thank you.
Well done, Victoria. Well, the winner of the Brisbane International Women's Singles traditionally receives the Yvonne Goolagong Trophy. And it's my pleasure to ask Yvonne to present the winner of this year's Brisbane International with the trophy, Serena Williams. Thank you guys. I would like to thank Jehovah God for allowing me to be healthy this year and to be out here today. Congratulations to Zika for being a great player, a great champion, and just someone that I enjoy playing and I just love to see around. So congrats, and again, I hope we can play another one that we would be going the farthest. Also, I'd like to thank my team for being so supportive, and special guests over here. Keep coming up, speaking in the box. I would like to just thank the crowd for always being so supportive. I love you back. Brisbane's such a wonderful city to come to. It's the reason why I've been here 3 years in a row, because it just brings joy for me to be here every day. So just a quick thank you to all the sponsors that make this tournament possible, like Sun Corp and stuff. And of course, we'd like to thank the tournament directors and all the staff for, you know, making this wonderful event happen and making the WTA Tour such a wonderful stop here for the lady players. So thank you very much. Ladies and gentlemen, would you please once again congratulate our Brisbane International champion, Serena Williams. Goodbye.